Macron a anunțat miercuri că dorește să includă în Constituția Franței dreptul la întreruperile de sarcină, transmite AFP potrivit Agner Press. El a omagiat-o pe cunoscuta feministă franceză Giselle Haimi în cadrul unei ceremonii la Paris, iar cu această ocazie a declarat că progresele rezultate din dezbaterile parlamentare vor permite, sper, să înscriem această libertate în textul nostru fundamental. El a precizat că în următoarele luni ar putea fi adoptat un proiect de lege pentru revizuirea Constituției. AFP consideră că Macron a deschis astfel calea către legalizarea vorturilor medicale printr-un vot al Camerelor Reunite ale Parlamentului, nu prin referendum. Fundația Femeilor a reacționat salutând o victorie pentru asociațiile feministe care cereau de mai mulți ani constituționalizarea întreruperilor voluntare de sarcină și afirmând că este de asemenea un semn pentru toate femeile din lume. Pe de altă parte, Asociația Anti-Avort Alians Vita a condamnat ideea, aprecind că ar fi ultima etapă către banalizarea unui act care pune în pericol mai multe vieți. Avocata Giselle Halimi, decedată în iulie 2020 la vârsta de 93 de ani, s-a evidențiat în lupta pentru dreptul la întreruperile de sarcină după războiul din Algeria, a reamintit Miercul Macron. Ea a fost de asemenea o susținătoare a independenței Algeriei și a denunțat folosirea torturii. Unul dintre fii activistei, jurnalistul Serge Halimi, a boicotat ceremonia în memoria mamei sale, nefiind de acord cu organizarea ei în contestul protestelor împotriva reformei pensiilor, pe care o consideră extrem de injustă. El crede că Giselle Halimi ar fi luptat împotriva proiectului lui Macron legat de pensii. În privința vorturilor, avocata feministă a obținut în 1972, după un proces răsunător, achitarea unei adolescente care reușise o întrerupere de sarcină după ce fusese victima unui viol. S-a deschis astfel calea către dezincriminarea întreruperilor voluntare de sarcină în Franța. Halimi a fost aleasă deputată în 1981 și și-a continuat lupta în adunarea națională a Franței, unde a susținut acoperirea cheltuielilor pentru avorturile medicale. Adoptată prin vot în 1982. Distribuie și abonează te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.